sfârșit cumplit pentru o femeie în vârstă de 86 de ani din Argeș. Ea a fost găsită fără viață în locuința care a ars ca o torță noaptea trecută. S-a întâmplat la miezul nopții la Ungheni, acolo unde pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiului ce cuprinsese locuința. Pompierii au trimis acolo două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj de la Zmurd. Nimic nu a mai rămas în picioare din casa în care locuia bătrâna. Pompierii fac acum cercetări pentru a stabili cauza care a dus la izbucnirea incendiului.